Da, ne-am întors în direct, am în mână o lucrare care îmi este foarte dragă, pentru că este făcută sub coordonarea unui bun prieten, Mircea Dogaru, o să o arăt și la cameră, facem propagandă, pentru că este vorba de țărișoara asta. Fac alții propagandă la toate porcăriile și reclamă la toate, iată, Dimitrie Cantemir. O carte minunată, și Dimitrie Cantemir și conștiința unității românilor, o lucrare de... Zi, Mircea, două vorbe despre ea, ca să nu... De autori, militari și clerici și laici, la un loc, profesioniști, cercetători, profesori, despre planul unirii de la Mihai Viteazu până în 1918, că a fost unul și același, despre conștiința națională românească, pentru că s-a manifestat în întreg veacul XVI. Cei care bat câmpii că n-am avut așa ceva sunt tributarul lui Stalin, care ne-a interzis să spunem adevărul despre istorie și nu vor să meargă pe documente în continuare. Și o pledoarie a lui Cantemir să ne cunoaștem defectele, pentru că prin defecte suntem manipulați de fiecare dată. De-aia nu învățăm nimic din trecut. Bună ziua, domnule general Grumaz! Bună ziua și bună ziua invitațiilor noastre, domnul Dogaru, care ne cunoaștem de vreo 40 de ani, domnul Mărieș, care ne cunoaștem de mai puțin ani, dar... Domnul general, v-am deranjat pentru că în timpul emisiunii noastre mi-ați dat niște mesaje care m-au pus pe gânduri. Vă rog frumos să comentați împreună cu noi pentru cei de acasă, spunându-le încă o dată oamenilor, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Generalul Grumaz este printre puținii militari sau foști militari sau actuali generali în rezervă ai României care știu la nivel de virgulă, de detaliu, politica NATO în ceea ce privește zona în care se află și România. Ce nu va conveni de ce am spus noi pe post, domnul general? Nu, deci nu trebuie să o luăm ca o chestiune pe care NATO o face în favoarea Ucrainei. Este, aceste exerciții NATO au loc periodic și se desfășoară în Marea Neagră, având în vedere că în coordonarea și în prezența în Marea Neagră a forțelor NATO este vorba de Standing NATO Maritime Group 2, care are în jur de 20 de fregate care sunt pregătite pentru operațiuni navale în zona mediterană și a Mării Negre. Bine, de asemenea, există cele patru... Domnul Grumaz, dacă dumneavoastră ne spuneți că sunt exerciții de rutină și că au loc mereu și că flota a șasea nu are nicio atribuție în plus, deși purtătorul de cuvânt o să dăm comunicatul pe post, ne contrazice sau vă contrazice, eu vă întreb așa, direct. Ce înseamnă garanțiile din 1994 pe care Statele Unite, Anglia și Rusia le-au dat Ucrainei privind integritatea ei teritorială și suveranitatea ca națiune pe planetă dacă renunță la puternicul arsenal nuclear pe care l-avea în interiorul Uniunii Sovietice? Vă repet, păi, ce garanții? Numai anul ăsta a avut loc un exercițiu Clear Sky împreună cu americanii, a militarilor ucrainieni. Deci sprijinul pe care poate să-l dea la ora actuală Statele Unite și Alianța NATO-Ucrainei este sprijinul din Parteneriatul pentru Pace. Nu mi-ați înțeles întrebarea, domnul general. În 94 la Budapesta s-au semnat documente care, sub semnătura Americii, a Angliei și a Rusiei, garantează Ucrainei integritatea teritorială și suveranitatea, domnul general Grumaz. Iar Ucraina este sfârtecată sub ochii noștri. Păi ce încredere să mai am eu, Tudor Barbu și dumneavoastră, în documentele internaționale semnate de România, de exemplu, dacă Ucraina și-a cedat puternicul arsenal nuclear, l-a dat rușilor, și acum e sfârtecată sub ochii Americii și ai Angliei de una dintre cele care au garantat că ea va fi liberă. Adică haideți Rusia... să vă spun o scurtă povestire, foarte scurtă, câteva minute. Deci, în 2003, Putin a semnat... Da, vă ascultăm! În 2003, Putin a semnat cu Kuchma un acord referitor la Marea de Azov, care le-a permis rușilor, practic, la vremea aceea să le anexeze. Pentru că Kuchma era într-o relație foarte proastă cu NATO și cu aliații din NATO. Și atunci a semnat acest acord pentru Marea Azov. Tot ce se întâmplă acum e datorită acelui acord care le permite rușilor să facă ce vor. Îmi pare rău să vă reamintesc, dar zona Donbass, zona Donetsk, unde este război hibrid în toată regula, unde omuleții verzi au rupt din teritoriul ucrainian și au bombardat, Donețcu, vă spun din surse absolute, erau acolo oameni care îmi sunt foarte apropiați, erau acolo când se bombarda orașul,
Ăla n-are nicio legătură nici cu Kerch, nici cu Mariupol, nici cu Crimea, nici cu Marea de Azov, domnul general. Are legătură cu teritoriul. Totul este legat, trebuie privită întreaga poză a Ucrainei. Atunci e ok. Da, înseamnă că avem încredere ca români în documentele internaționale, cum este convenția de la Budapesta din 1994, domnule general. Unde s-a garantat integritatea Ucrainei, care acolo e făcută muci, varză cu carne. Ucraina, deși are documente semnate de ruși, de americani și de britanici, că nu se va atinge nimeni de ei. Așa, Ucraina are și documente semnate la Minsk și acordul de la Minsk nu mai se ia în considerare la ora actuală. Am înțeles. Am înțeles. Bine. Unde Putin deci eu vă a fost spun ceva. Ceea ce se întâmplă în strâmtoarea Kerch, în Marea de Azov și la granița dintre Federația Rusă și Ucraina nu face altceva decât să transforme Crimea într-un portavion militar. Deci, la ora actuală, rușii aduc în continuu S-400. Singurele care nu le-au adus sunt rachetele Iskander, care urmează să fie aduse și ale acolo, și se transformă într-o zonă de interdicție aeriană, navală, și cum vreți dumneavoastră să o luați. Radarele de acolo sunt radare care bat peste orizont până la Bosfor. Bine. Au rachete Panther și Soloier și rachete Bastion pentru apărarea coastei. Bun, ne-ați mai liniștit, acum e bine. Dacă știm că Rusia se înarmează atât de la limita perfecțiunii în zonă, e perfect. Eu doar le spun românilor că ce povestește domnul general Grumaz se întâmplă la vreo 300 de kilometri de loc unde emitem noi 350, acum. 350 mai exact. 350 de kilometri de studioul acesta unde emitem. Nu, de Fetești. Deci la ora actuală eu vă spun ceva, să știți, trebuie să fim foarte atenți. România are un program, eu îi spun, vizionar de înzestrare a armatei. Și ceea ce face și ceea ce cumpără la ora actuală România, în ceea ce privește apărarea antiaeriană, sunt de ultimă generație. Patriotul, varianta este de ultimă generație, iar HIMARS-ul, cel care are rachete... proiectile reactive pentru distanțe de până la 400 de kilometri nu există, nu se operează în Europa. Noi vom fi prima națiune care vom opera HIMARS-ul. El este operat de America în Afganistan și în Siria. Ce înțelegeți dumneavoastră din următoarea afirmație făcută de purtătorul de cuvânt al flotei a 6 americane? Flota a 6 este mereu pregătită să intervină când este nevoie. Atenție! Desfășurăm activități standard pentru ca zona operațiunilor flotei a 6-a a Statelor Unite să asigure securitate și stabilitate și deasupra Mării Negre și apelor internaționale din Marea Neagră. Ce înseamnă asta? E corect. Este de fapt ceea ce zona de operații a flotei a 6-a. Flota a 6-a are Mediterana, este cazată, comandamentul este în Italia, la Geta, și ea are responsabilitate coasta estică, coasta de nord a Africii, coasta estică a Orientului Mijlociu, Marea Neagră, Marea Mediterană, e clar. Dar eu vreau să vă spun altceva. Deci în fiecare lună aproape intră un distrugător din cele patru cu rachete Aegis care sunt campate la Rota în Portugalia, în Spania. Deci sunt cele care asigură apărarea antiaeriană împotriva rachetelor balistice dinspre Iran. Întotdeauna avem în Marea Neagră câte un o navă americană pentru aceste lucruri. Și plus de asta, am avut exercițiile care au fost. A fost nava amiral a flotei acestea americane, Mount Windy. Ultima întrebare. Cum evaluați dumneavoastră, militar de carieră, declarația președintelui Vladimir Putin, care spune, citez, acest război se va termina când cei care conduc acum Ucraina vor pleca. Nu, declarația... asta nu se va termina. Deci Rusia nu mai pleacă de unde a ocupat, asta să fie foarte clar. Asta e o poveste cu că se termină când... Nu se va termina, asta va continua și Rusia încearcă să-și refacă teritoriile pe care le-a avut URSS-ul și să le aducă înapoi în granițele Federației Ruse. Domnul general, încă o dată vorbesc cu un alt ofițer al armatei române, generalul Grumaz. Putin folosește cuvântul război, nu conflict, nu altercație, nu incident armat. Acest război, care este la, fac o paranteză eu, Tudor Barbu, este la granița noastră, domnul general. Ne desparte de zona respectivă o fâșie de pământ între noi și teritoriile noastre românești actualmente în Ucraina, cu Cernăuțiu în frunte. Întrebare, ce să înțeleagă românul de rând? Are motiv să
să gândească sau e un subiect după meteo? Românul la de rând sport. Trebuie să înțeleagă că România este NATO la ora actuală, iar politica pe care o face NATO o face și România. Și vreau să vă spun, astăzi la ministeriala de la Bruxelles, ministrii de externe, s-a discutat Marea de Azov. A fost unul din subiecte. Pe lângă tratatul de cu rachetele intermediare, de interzicerea rachetelor intermediare. Bine, domnul Geal, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Stimați telespectatori, vă reamintesc că în 1994, iată, Ministerul de Externe al Ucrainei a lansat oficial, e disperare mare la Kiev. Eu înțeleg situația. O înțelege orice om care se uită un pic atent pe ce se întâmplă în lume. Deci Ucraina a lansat oficial un apel disperat țărilor semnatare ale memorandumului de la Budapesta din 1994. Atunci, Statele Unite, Marea Britanie și Rusia au garantat în fața lumii suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în schimbul arsenalului nuclear pe care această țară îl deținea. Această țară de acum, atunci, era o componentă a Uniunii Sovietice. Atenție mare! Când s-a terminat războiul rece, când a căzut zidul Berlinului și când au apărut națiunile care acum populează Europa. După războiul din Iugoslavia și desfințarea acestei țări, e adevărat, artificial creată. După Iureșul din 1989, Ucraina era mare putere nucleară a planetei. Da. De ce? Pentru că avea silozuri nucleare dotate perfect ale Uniunii, ale fostei Uniuni Sovietice. De ce? Că a fost trădare, că i-au prostit pe ăia, că au crezut în tratate internaționale. Nu știu, nu mă pricep atât de bine. Văd că se evită subiectul. Ucraina a fost păcălită și toate aceste ogive nucleare, toate aceste rachete la vremea respectivă de tehnologie perfectă, vă spun, au plecat înapoi la patria mamă sub mâna Kremlinului. Și au făcut cei care le-au garantat integritatea? I-au atacat. Le-au luat o parte din țară. Iar a doua parte din țară, mă refer la zona Donbas, este sub asediu. Adică la granița cu noi, cu România. Domnul Doru Mărieș, cum vi se pare subiectul, domnul general? Dacă permiteți, militar vorbim, să redau niște detalii. Vă rog frumos, domne. 9 februarie 2010. Un raportor ONU transmite secretarului general, își transmite uimirea într-un document către secretarul general ONU. E vorba de Beatek, Viatek și Masca. Rusia făcea mare tapaj atunci pentru a opri instalarea scutului antirachetă în România. Și raportarea spune textual, a apărut în Haaretz, în Israel, textul publicat, l-a avut la cunoștință și președintele nostru de atunci. Nu înțeleg de ce Rusia face atât scandal, deoarece Rusia și nimeni altcineva a insistat în ultimii 3 ani la Statele Unite să nu instaleze scut antirachetă în Cehia și Bulgaria, ci în Polonia și în România. Și atunci de ce? Pentru că a servit drept pretext această instalare, la cererea Rusiei, agresării, să spunem, părții de est, așa zisei Ucraina, adică a Crimeei. Mai mult decât atât, Convenția de la Montreux are niște prevederi clare pe care americanii le respectă. În scop de observare, să spunem, nu mai mult, nu este prima navă care intră, așa cum a spus domnul general, prima care a fost și, țin minte ce mare emoție a produs aici, a fost crucișătorul Cook, care n-a stat 21 de zile, a ocupat aici, ci 22 de zile. A încălcat Convenția de la Montreux, ceea ce a permis aliatului americanilor, respectiv lui Putin, să trimită un suhoi care a transformat Cook într-o bucată de lemn, drept care a fugit datorită sistemului Ghinei de bruiere radioelectronică, care a fugit în portul Constanța și toți mărinii și și-au dat demisia acolo. Dincolo de toate astea, cel pe care îl vedeți a transmis domnului Ponta, prin domnul Duș, atunci ministru al apărării în 2014, rapoartele GAO, adică ale Curții de Conturi Americane, care spun textual, scutul antirachetă este o gaură negră în care se varsă triliarde pentru globaliști, ca să nu mai insistăm să le spunem nici comuniști, nici neoconservatori. Din punct de vedere militar, nu are niciun aviz de la Pentagon. Rapoartele GAO, nu discutăm pe prostii. Dacă s-a arătat doar românii, dar nu ne uităm, nu vorbim prostii, nu vorbim prostii. Rachetele Iskanderus, aveți vreo dovadă în sensul ăsta, domne? Rapoartele Curții de Conturi Americane, rachetele Iskanderus își fac praf tot zisul scut în 9 minute din Portugalia până în Polonia. Deci nu are relevanță decât sub aspect financiar, economic. Nu cred Obama așa, chiar nu vă cred. Dar le-am tot publicat și le-am vrut publicat, dar nu interesează pe nimeni. Să nu fie nevoie să probăm. Dar nu interesează pe nimeni. În ceea ce privește problemele acolo din Ucraina,
Apelez la George Friedman, care este numărul 1 din punctul de vedere al gândirii strategice americane și care nu știu dacă le-a spus lor ce ne-a spus nouă în 2014 și ne spune repetate rânduri. Domnilor, să nu vă imaginați că vreun soldat american va muri ca să vă apere. De ce v-ați distrus armata? De ce v-ați distrus industria de război, industria militară? Dacă nu rezistați, nu suntem obligați să ne respectăm obligațiile din tratatul de aderare la NATO. Dacă voi nu rezistați, dacă rezistați, da, suntem obligați. Dar să nu vă culcați pe ureche. Cine a spus asta, domne? George Friedman, vă dau textul. Și a venit de fiecare dată, o dată pagina în țara asta. Mai speria, cum a zis? George Friedman. Că? Să nu vă imaginați că vreun soldat american va muri în locul vostru. Dacă voi nu rezistați. De ce v-ați distrus armata? Cum adică dacă... De ce v-ați distrus industria de apărare? N-are cum, Mircea, n-are cum. Vă dau textul. Lasă, domnule, Friedman bate câmpii pe cumii. Nu e articolul 5 din tratatul NATO care spune că dacă, Doamne ferește, în ce condiții? Tratatul? A zis că problema Ucrainei. La data la care Carol al II-lea a fost amenințat, avea garanții din partea Angliei și Franței că indiferent cine va ataca România, asta din toamna al 38, fie Germania, fie Uniunea Sovietică, sunt automat în stare de război cu Franța și Anglia. Pacturii pentru Molotov a fost semnat de ruși și americani, cred că în 38, dacă nu mi-aduc aminte greșit. Pacturii pentru Molotov a fost semnat de ruși și de nemți. Că ei sunt prieteni, frați, de curcei și de ruși și de nemți, de Hitler. Au declanșat planul Barbarossa după 3 ani, au intrat peste ruși. Scuze, dar de ce l-au declanșat? Pentru că noi nu vrem să spunem că după pactul ăsta s-a încheiat la Moscova pactul Ceachi-Molotov, care prevedea graniță comună pe Carpații Orientali. Bine, de voala de Ciano. Mircea, tu acum, lasă-mă puțin că m-ai plimbat cu vorba într-o zonă. Tu hai să rămânem la ce ai zis. Da, în zona... Friedman ăsta cine? În zona aliației dintre un guvern și un cașalot. Asta este zona. Cine, domne, Friedman? Cine este Friedman? Da, domne, că lumea nu știe. Numărul 1, de punct de vedere al ideologiei, al gândirii tactice și strategice militare americane. Dă lecții la toată lumea. Vine aici și nici nu avem bunul simț să-l ascultăm sau să spunem că a venit aici și n-a spus asta. În afară de noi care dăm păi tot ce și cum să spună Friedman României, domne, cum ajutăm... Stai mă puțin, de ce v-ați zis industria de apărare? De la 240.000 de oameni la 9.000 ești la o televiziune națională de știe și nu putem face afirmații aiurea în tramvai. Eu te întreb dar așa. Dar nu sunt deloc aiurea. Am distrus armata până în 2007, am trecut la distrugerea internelor, am trecut la distrugerea serviciilor și acum omorând jandarmii, ultima forță care mai e în picioare în țara asta. Chiar nu înțelege că distruge stâlpii de rezidenția unui stat? Eu am impresia, nu vă contraziceți un pic, că până acum era o propagandă că armata română a fost distrusă de către americani. Cine a zis, domnule, că a fost distrus de americani? Americanii ne reproșează. Vreau să vă spun că așa cum am distrus justiția, atunci putem să s-au speriat americanii că generalii noștri s-au dus și n-au înțeles bine limba engleză și au desfințat vânătorii de munte și alte structuri, neînțelegând exact ce vrea aliatul. Păi aliatul voia ce avea noi bun. Înseamnă trădare în favoare? Nu, domnule, înseamnă omul potrivit la locul nepotrivit. Adică omul nepotrivit la locul potrivit pentru altul. Nu putem pune pe prostie că n-au înțeles traducerea. De 30 de ani promovăm în țara asta, de 30 de ani promovăm în țara asta medicul la agricultură, agricultorul la învățământ și așa mai departe. Este o reluare în forme noi a sistemului din anii 45. Aici ori e trădare, nu e vorba de traducere. Nu e numai trădare, este imbecilism, este lăcomie. Este nerecunoașterea incapacității proprii. La noi fiecare bulă se consideră Napoleon. Occidentul a distrus tot. N-a distrus tot. Occidentul încearcă să ne oprească să distrugem. Nu vreau să înțeleg ceva. De 30 de ani ne hrănim numai cu lozinci. Occidentul încearcă să ne oprească să ne autodistrugem. În excesul nostru de zel servil, de a pupa mâini și funduri, sărim calul. Spunea, bă, ar fi bine să vă mutați inelul de pe degetul ăsta, noi ne tăiem toată mâna. Băi, Mircea, stai, odorul eu președinte. Tu ai spus un lucru cutremurător pentru cei de acasă și eu nu pot să te las. Dacă ai spus că Friedman a declarat... Da, acum 4 ani. Stai, mă, un pic să te întreb, că nu știi ce vreau să te întreb. Ai spus așa, dacă nu rezistați, punctul 5 din tratatul NATO e aproape inaplicabil, că n-avem cum să venim să vă ajutăm. Păi e logic, dacă tu... Cum tu ai noțiunea ce spui? Cum să reziști? În fața cui? Iată tu un agresor, nu un agresor, un posibil conflict în care România trebuie să reziste și dacă da singură cât timp și cum ca să vină ajutorul prevăzut în punctul 5 de tratatul NATO. Zi-mi tu, ce a zis Friedman ăla? Cașaloții de Marea Neagră atacă România. Până se trezește guvernul României, România este ocupată. Ce să facă aliatul american dacă România n-a rezistat? Că n-are cu ce. Că am distrus armata, că am distrus toate formațiile în stare să se bată, că ne-am distrus industria de apărare și dăm drumul la lozinci înainte. Cine Dumnezeu ne apără? Și după ce am distrus structurile militare,
mâncând ce nu trebuie mâncat. Inclusiv despre ce a fost acum 30 de ani, distruge biserica acum, ultimii stâlpi ai unui stat. Vorbesc serios. Domnul Dogaru e perceput că e unul din oamenii care spun, domnule, Occidentul a distrus aici. Acum vine în această emisiune și spune... America ne spune că trebuia să păstrăm armata, că trebuia să păstrăm capabilitățile de noi asta am spus întotdeauna. Agenții Estului sunt cei care lovesc în toți militarii. Asta e misiune, domnule. În toți militarii din Statele Unite. Părerea domnului. Chiar nu știți că am făcut două cursuri în armată? Ce spune? Da. Și ce te miră, mă? Mă miră, zonă. Chiar nu știți că am făcut două cursuri. Capacitatea de apărare a României în 1989. 326.000 de militari submarini. Capacitatea de apărare raportată la posibilele pericole, la vectorii de amenințare de împotriva României de atunci, da. Era o capacitate egală, mai proastă sau mai bună decât azi? Foarte proastă față în comparație cu azi. Azi e mai bună. Absolut. Aveam 326.000 de oameni submarini. Deci raportată... Bă, nu stai, bă, puțin, nu băga, că și atunci era membri în pactul de la Varșovia, mă, prietene. Egal și iute cu pactul NATO. A spus 89, n-a spus 88. În 89 era membri... În 89 ne ataca rușii. Nu, mă, în 89... Bă, 22 decembrie, asta li s-a spus, că ne atacă rușii. De acord cu tine. Și toate... Eu vorbesc de 89 până la evenimentele din decembrie. Da. Noi eram membri de drept ai pactului de la Varșovia. Corect. Nu iau pactul de la Varșovia ca structură militară multinațională și NATO. Iau România, ruptă de Varșovia și ruptă de NATO. Capacitatea de apărare a teritoriului și a poporului pe care armata română, armata socialistă, o avea. Împotriva nu, cui? Împotriva oricui. Împotriva NATO. Nu împotriva oricui. Împotriva Rusiei, care oricui. Era aliat. Știi ce ia oricui? Din totdeauna, domnul Mărie, și împotriva Rusiei. Care, nu faceți care Rusia? Băiată, inclusiv serviciile noastre au fost semantelate la Rusia. Fabuloasă emisiune. Eu nici nu mai vorbesc. Bă, domnul, care e aliat? Care aliat? Rusia era aliat cu noi? Știți, Rusia era percepută ca dușman. Rusia în 89 era aliatul nostru ca și al Cehoslovaciei în 68, exact. Când au parașutat tancurile în curtea unităților militare categoric. La Praga. Categoric. Da? Dar la era nu ocupant. S-a mai putut trece era la faza a doua. Era ocupant. Dar tu vrei să răspunzi. Capacitatea României de a se apăra militar în 89... Împotriva oricui, mă. Oricui. În comparație cu astăzi, da? Astăzi este mult mai bună, având în vedere... Bravo, ai putut. Alianța am vrut să aud la tine. Am spus-o și o repet. Eu mă abțin. Din punct de vedere efectiv este de 6 ori mai proastă. Din punct de vedere dotare... Efective. Da. Din punct de vedere dotare, la fel. Și din punct de vedere pregătire... Ce mă interesează? Și din punct de vedere pregătire... Și din punct de vedere pregătire, dacă nu bași bani să se instruiască, degeaba ai... nivel brigadă, o singură brigadă. Da, din punct de vedere pregătire. Dacă nu bași banii în oameni să instruiască, faci în continuare economii și mergi pe sicrie zburătoare, este egal cu zero din punct de vedere pregătire. Pare rău, pregătiți sunt doar cei pregătiți de americani în teatre de operații la operație. Asta este forță. Deci din punct de vedere pregătire stă mai bine. Știți că în România stagiul militar obligatoriu n-a fost desființat? S-a dat o lege abulică de la 1 ianuarie 2007, este înghețat la pace. Dacă, domnule ferește, vine un cutremur de gradul 9, toți puștii care au venit 18 ani după 1 ianuarie 2007 sunt arestabili. Că primul lucru pe care trebuia să-l facă era să ducă la cel mai apropiat centru militar, conform legii pe care nu cunoaște nimeni, să fie luați în evidență. Este foarte adevărat. La cutremur, la atac general, stagiul militar este obligatoriu. Luăm publicitate, dar să știți că ce a spus Mircea Dogaru este real. Această decizie ne aparține clasei politice la București. Da, revenim imediat la această discuție, cred eu, extrem de importantă. Realitatea documentelor, nu a zincilor. Da. Dimitrie Cantemir, mă uitam pe cartea pe care am primit-o cu autograf de la coordonatorul Mircea Dogaru. Foarte tare. Dimitrie Cantemir și conștiința Unității Naționale. Am revenit în direct. În urma acestui subiect a ieșit o polemică de toată frumusețea în pauza publicitară între mine, Doru Mărieș și Mircea Dogaru. Surpriza lui Mărieș este că Dogaru, pe care, repet, presa română în repetate rânduri l-a făcut agent FSB, KGB al Moscovei la București. Presa KGB-istă, dragă, hoțul care strigă hoții. Acum, Doru și cu mine am rămas absolut paralizați de reacția lui Mircea Dogaru, o reacție absolut bărbătească și românească. Da, într-adevăr, Mircea Dogaru vorbește despre lucruri pe care puțini au curajul să le gândească, nu să le rostească la o televiziune în România. Mircea, tu iei acum situația din Marea Neagră ca fiind un potențial vector de amenințare la siguranța României și la... Nu, România, cum a spus și domnul general, este stat membru NATO, nici nu se pune problema. Ca să fac o glumă, flotă comercială nu mai avem, că a avut cineva grijă să nu...
scufundă pe toată, nu se știe unde și în ce zone. Acolo a fost un incident, este o problemă, să spunem, internă între cele două state. Eu, ca istoric, însă nu pot să uit, n-am uitat niciodată, că Ucraina înseamnă textual la margine, așa se numea partea de la margine, în limba slavonă, a țării Moldovei, de la Petru Aron până la 1740, care se întindea la sud de Kiev între Nipru și Bug și avea 44.500 de km2, era numai de români vorbitori oameni, de ca să vedeți cum lucrează Teddy, da. Teddy Mureșan, producător. Lasă-mă imaginele că-ți făceam propagandă, mă, Teddy, pe post. Trupele de intervenție românești, trupele speciale românești, operând împreună cu parteneri NATO în Marea Neagră, imagini foarte rare, imagini pe care nu le vedeți la fiecare moment pe ecranele televizoarelor din România, pe televiziunile din România. Iată băieții noștri care împreună cu americanii, împreună cu partenerii lor din forțele navale NATO, fac exerciții la Marea Neagră. Fac asta ca să marcăm și îl felicit pe Teddy. Bravo, tata, ai găsit imagini foarte bune, ca să vedeți că România este, prin forțele ei navale, prin trupele speciale aparținătoare de Marina Militară Română, este prezentă în tot ceea ce înseamnă operațiune militară NATO, pregătiri, antrenamente și exerciții comune. Și chiar în teatrele de operațiune, adică trebuie să spunem. De aia vorbeam de pregătire față de 89. Da, pregătire la nivel de câteva sute de persoane, nu la zeci de mii de persoane, cum ar fi fost cazul. Cum ne cere partenerul american. Nu o să spunem câte, că... Oricum cine este interesat știe mai bine decât noi. Dar de ce nu spui în direct cât de surprins ai fost de reacția lui Mureș? Am spus-o în direct, în prima parte. Dar ce te-a surprins? Că e un om român. Răspunsul este următorul lucru. Scuze-mă, suntem amici vechi. Gândirea în lozinci. În sensul, nimic din ce scriu eu și public și fac cunoscut de ani de zile nu este citit. Se pune botul la ceea ce transmit agenții Moscovei împotriva unor militari patrioți care se bat pentru dreptul existența României. Nu mai pot, băi, Teddy, nu mai pot cu publicitatea. Băi, frate, am înțeles că e emisiune de succes, dar chiar așa... Vreau să răspund și eu la o întrebare. Da, mă, răspund la o întrebare. Care e întrebarea? Tradus ce spune Putin. Legat de... Război? Nu pleacă, nu se închide conflictul rus-ucrainian până nu pleacă cei care nu sunt împotriva noastră de la Kiev. Deocamdată, Kievul are dreptul și el să-și decidă soarta pentru că este țară suverană. Miza conflictului este Burisma și gazul metan al Ucrainei. Revenim la cei doi invitați speciali în 2-3 minute. Sunați-vă, prietenii, vecinii și rudele. Este o fabuloasă ediție de colecție a emisiunii noastre. Ne-am întors în direct, este o dezbatere pe tema situației în care România are sau nu are a se teme de ceea ce se întâmplă la Marea Neagră, la Marea de Azov, la granița de nord, acolo unde în zona Donbass situația este incendiară și dacă noile reacții, e adevărat multă vorbăreală, multă, cum se cheamă, declarație politică făcută de Statele Unite, au sau nu au rolul de a detenționa lucrurile. Da, Doru, ce vreau să spui? Că ești... Sau mi s-a părut? Nu. Categoric au rolul de detenționare. Da? Categoric. Totuși, e semnat în... Am înțeles. 1994 acel tratat. Statele Unite nu poate să nu respecte semnătura pusă ca și garanție pentru Ucraina. Bun, există o situație destul de... inflamată de la... Bendorleț, în momentul în care s-a anexat Crimea... În 2014, dacă mi-aduc aminte bine, n-a intervenit nimeni. În momentul în care în Donbass, Donetsk, în zona aia, a fost iureș și este și acum, în momentul în care în unități militare ucrainiene au fost militari, e adevărat fără însemnele vreunei armate. Nu, nu ca spune că ar fi ruși. Doamne, iartă-mă, nici pe departe. Ei, n-are rost să ascundem ce naiba. Băi, dar în momentul ăla a garantat, ăia d-au garantat, au intervenit în vreun fel alături de Ucraina. Ucraina cere ajutor oficial azi. Mai dă-mă cartonul, dă-te din coate cartonul. Ucraina cere ajutor oficial. Rog pe cei de la Budapesta de 94, care ne-au garantat suveranitatea și integritatea, să intervină. Adică Rusia, Anglia și Statele Unite să intervină. Dacă tot a zis Ungaria... Intervine Ungaria, cerând autonomie specială prin agenții de aici. De ce tratăm de atât de ușor? Deci, noi ne bucurăm că avem niște hârtii semnate la NATO. Dom'le, e foarte bine. E foarte bine că avem hârtiile. Repet, avem niște hârtii semnate la NATO. Avem niște nave... pe Cogălnicianu, avem niște soldați. Nave, avem niște militari, da? Avem foarte bine, ok. E un lucru bun. N-am spus că eu pun la îndoială tratatul.
Dar dacă iau de bună ce a spus Dogaru... Păi luați de bună ce a spus domnul Mircea Dogaru... Dacă unul ca Friedman vine până și până la NATO. Băi, adică cum? Ucraina nu e NATO. Ucraina nu e NATO. Păi până la NATO. NATO. De bun ce a spus domnul Dogaru azi. Sunt de acord cu dânsul. Deci niciun nebun n-ar ataca NATO la vreuna dintre frontierele NATO. Deși... Tu ai drumul pe post imaginilor. Am aflat, mă, cine sunt aia care au defilat ieri. Cine? Că cei că, uite, era Iureș Mare. Dă imaginile pe post acum. Avem imagini cu ce vă spuneam, cu vestele galbene de ieri. Că nu mă credea Mărieș, nu mă credea Dogaru. Hai, mă, tenute, că aș fi știu și eu. Uite, Mărieș, că nu știi. Imediat, uitați-vă imaginile. Gales versus galbene. Băi, la noi ăștia sunt. Astea sunt vestele. Acum, pe bune. Da. Sunt împotriva meeting marș și meeting împotriva colonizării României, mă. Pactul pentru migrație de la Marrakeș, ăștia sunt împotrivă cu migranții, să nu vină migranții în țară. Deci, ăștia sunt cei pe care i-am văzut aseară, uite, taman de care vă vorbeam, da? Cu veste galbene, aici sunt mai puțin cu veste galbene, ce a trecut pe la noi aseară, erau foarte mulți cu veste galbene. Între timp, uite, deci, ca să nu credeți că vorbeam aiurea, au trecut pe la ora 17, în jurul orei 17, prin fața postului nostru de televiziune, acest marș împotriva colonizării României, împotriva migranților care ar putea veni în situația pe care o știm foarte bine în România. Despre asta era vorba, imagini pe care doar B1 și doar emisiunea asta vi le prezintă. Iată-i. Uite, mă, câte veste, na. Zice că, băi, că nu e adevărat, Dorle, uite. Și credem, am numărat eu 200. Și dacă facem, dăm imaginea apoi și numărăm, cam 200 sunt. Sunt câțiva jandarmi care merg cu ei, ce bine fac. Oamenii au fost pașnici. Avem și sunet, ridică sunetul un pic. Ce cu stegurile alea pe stegurile? Ieșim cu imaginile astea, ne vedem mâine la ora 4, rămâneți cu noi, cu Răzvan și Radu, bună România, toate cele bune!